Într-un început despre o serie de modificări majore la codul de procedură penală dispuse, bineînțeles, de Comisia Iordache. Dacă acestea vor fi adoptate, publicul va avea interzis la informații din dosare, iar suspiciunea rezonabilă dispare. Alina Sorocean vine cu mai multe detalii. Bun găsit, Alina. Ce se mai știe până acum? Găsite în comisia condusă de Florin Iordache, astăzi au fost adoptate mai multe amendamente, amendamente care au stârnit controverse în ultima perioadă și care sunt legate de codul de procedură penală. Unul dintre acestea interzice furnizarea informațiilor din dosarul din dosare în timpul urmăririi penale. În cursul urmăririi penale și al judecării cauzei în procedură sunt interzise comunicările publice, declarațiile publice, precum și furnizarea de alte informații de asemenea o altă modificare prevede că dacă organele judiciare au cum Comunicat public date și informații privind începerea urmăririi penale, luarea unor măsuri preventive sau trimiterea în judecată, acestea sunt obligate să comunice în mod similar și soluțiile de achitare, clasare sau încetarea procesului penal. Iar un alt amendament al Ministerului Justiției, adoptat în unanimitate, elimină suspiciunea rezonabilă și o înlocuiește cu indicii temeinice. Alina, mulțumesc. Cristian Cosmin Mihai, fiul fostului senator de Brăila, Dănuț Mihai, a fost reținut în dosarul clanului Ștoacă. În scandal este implicat și Polac Bohus, cunoscut publicului drept Ben de la Insula Iubirii, reținut și el de procurori. Preamintim că ieri Dicot a descins în numai puțin de 57 de case ale membrilor clanului din București, Giurgiu și Ilfov. Iar acuzațiile sunt din toate domeniile infracționale, de la trafic de droguri și carte în vie până la dare de mită. După audieri maraton care au ținut toată noaptea, procurorii au făcut primele rețineri în dosarul clanului Ștoacă. 33 de membri ai clanului au fost băgați după gratii după 24 de ore. Printre ei și două nume celebre. Primul este fiul fostului senator de Brăila, Dănuț Mihai. Este vorba despre Cristian Cosmin Mihai, care este acuzat în acest dosar de aderare la un grup infracțional organizat, proxenetism și trafic de persoane. Nu ar fi prima dată când fiul fostului parlamentar are probleme de acest gen. În 2010, el a mai fost cercetat tot într-un dosar de proxenetism și trafic de carne vie. Al doilea nume celebrul din dosarul clanului Ștoacă este al lui Ben, fost concurent la show TV Insula Iubirii. Pe numele său adevărat Polac Bohus, Ben este un om de afaceri care acum este acuzat de trafic de droguri. Peste 50 de percheziții au făcut ieri procurorii de la persoane bănuite de trafic de droguri și proxenetism din București, județul Ilfov și Giurgiu. Ancheta vizează clanul Ștoacă, cel care activează în capitală, în special în sectoarele 4 și 5, încă din anul 2000. Procurorii arată că gruparea acționa în stil mafiot și a instruit urmașii după reguli stricte și le-a predat conducerea. Principala sursă de venit era traficul de droguri, dar câștigau bani mulți și din prostituție, inclusiv cu minore pe care le recrutau prin orice mijloace, de la metoda lover boy până la șantaj și violență. Iar dacă în traficul de droguri membrii clanului erau doar dealer, în traficul de persoane erau furnizorii, iar fetele raculate de ei erau trimise să practice prostituția în cluburi sau alte spații special amenajate pe teritoriul unor state precum cum Cehia, Germania, Anglia, Scoția, Emiratele Arabe Unite și Belgia. de răscruce în scandalul revocării Laurei Codruța-Chiove și decizia CCR privind revocarea procurorului șef al DNA va fi citită astăzi în plenul curții și tot astăzi motivarea deciziei va fi transmisă către monitorul oficial pentru publicare. Ne aduce toate detaliile colega mea Gabriela Mihai. Bun găsit, Gabi. Bun găsit, judecătorii Curții Constituționale sunt așteptați astăzi să publice motivarea deciziei de revocare din funcție a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura codruța și În aceste momente, motivarea se citește în plenul Curții Constituționale. Se vor face toate corecturile și ulterior motivarea va fi publicată pe site-ul Curții Constituționale și va fi transmisă și către monitorul oficial. Important de menționat este că Florin Iordache spunea că în această motivare, în text, va, vor fi cuprinse și sancțiunile pentru o eventuală nerespectare a deciziei luate de Curtea Constituțională și bineînțeles că ne reamintim președintele României, Claus Iohannis, spunea că așteaptă să vadă motivarea, să o citească și o va cite până când va înțelege ceva din ea, apoi va anunța ce decizie va lua în privința procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Și Gabriela, îți mulțumesc. Zeci de animale dintr-o fermă din Buzău au ars azi noapte de vii după ce grajdurile în care se aflau au fost cuprinse de flăcări. Toată noaptea s-au luptat pompierii să mai salveze ceva din fermă. Un adevărat dezastru s-a produs în Comuna Merei, acolo unde întreaga gospodărie a unui fermier a fost cuprinsă de flăcări. Zeci de porci, vaci și oi au fost prinse de foc și multe dintre ele și-au pierdut viața arse de vii. Incendiul a mistuit mai multe anexe și un depozit cu 40 de tone de furaje. Pompierii au muncit fără oprire să reușească să salveze măcar o parte din animale. Intervenția salvatorilor s-a încheiat abia după șase ore, însă în urmă a rămas un peisaj de groază. Totul din cauza unui scurt circuit la rețeaua de electricitate, care se pare că nu era în cea mai bună stare. Interlopul Van Dam a reușit ce și-a propus. Senatorul amenințat cu moartea de interlop a evacuat în cele din urmă casa. Politicianul a stat în stres câteva luni după ce interlopul îi spunea zilnic că îi va săpa groapa. Bărbatul a primit acum o condamnare la închisoare de șase ani cu suspendare. Asta după ce a fost implicat într-o bătăie ca în filme. Totul a pornit după ce interlopul din Iași a săpat un mormânt în curtea senatorului Ionela Grigoroaie și l-a amenințat cu moartea. Parlamentarul speriat a făcut plângere la poliție și a cerut protecția SPP. Unul dintre membrii clanului Tănase l-a amenințat cu moartea. Este vorba despre Vandam Constantin, un tânăr de 19 ani. Senatorul acuză că este hărțuit de multe luni, mai precis de când interlopul a devenit proprietar pe un corp din vila în care locuiește. Din cauza unui credit neplătit, executorii judecătorești au scos la licitație o parte din casa senatorului. Agresorul a aflat despre licitație și a plătit 37.000 de euro pentru a intra în posesia corpului de clădire. Senatorul se plângea că Van Dam l-a amenințat că, dacă nu evacuează casa, o să-i sape o groapă, lucru pe care de altfel l-a și făcut. Cert că agresorul a continuat să facă probleme în oraș, ultimul caz fiind o bătaie ca în filme în care a lovit cu sabia trei persoane. El a primit o pedeapsă de doar 6 ani de închisoare cu suspendare, în condițiile în care și-a recunoscut faptele. Cresc prețurile caselor dacă tendința era vizibilă mai mult în București și Cluj. Acum și Iașul a intrat pe harta orașelor cu prețuri crescute în imobiliare. Irina Petraru vine cu mai multe detalii. Bun găsit, Irina! Bun găsit cel mai mare oraș din Moldova. Iași a devenit al șaptelea în care prețul mediu al apartamentelor a depășit pragul de 1000 de euro pe metru pătrat, conform site-ului imobiliare.ro. Iașul a fost campion la majorări, cu cel mai mare avans într-o singură lună. Concret, un apartament din Iași putea fi cumpărat în în medie cu 967 de euro pe metru pătrat util în aprilie, acum a ajuns la peste 1000, mai precis la 1015 euro pe metru pătrat util. Celelalte șase orașe sunt București, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța, Brașov și Craiova. Primul în topul prețurilor este, bineînțeles, Bucureștiul, acolo unde apartamentele s-au scumpit cu un procent, ajungând astfel la peste 1300 de euro pe metru pătrat. Tendința ascendentă s-a simțit, s-a făcut simțită în luna mai în toate marile centre regionale ale țării, conform datelor specialiștilor în imobiliare, se cumpără orice. Prețurile au crescut atât în cazul apartamentelor vechi, cât și în cel al apartamentelor noi. Mulțumesc, Lina. Scandal în aeroport, o femeie, mama a doi copii, a fost reținută sub acuzația de proxenetism. Femeia era însoțită de o altă tânără care s-a dovedit a fi o victimă racolată pe rețelele de socializare. Acțiunea a avut loc pe aeroportul internațional din Chișinău. Polițiștii de frontieră au filat-o pe moldoveancă și au reușit să identifice și ultima victimă a acesteia. O tânără care urma să ajungă să se prostitueze în Turcia. Cele două femei au venit pe aeroport să se îmbarce în cursa Chișinău-Istanbul și doar după trecerea formalităților de control al frontierei, polițiștii au acționat și tânăra bănuită de proseletism a fost reținută. Femeia ar fi acționat conform unui plan bine determinat. Pe rețelele de socializare, aceasta a identificat tinere și le îndemna la practicarea prostituției în Istanbul, convingându-le că activitatea lor va fi bine plătită. Dusă la audieri, tânăra de 23 de ani a relatat în amănunt planul său, recunoscându-și vina. Aceasta este locuitoarea satului Tudora, Ștefan Vodă, și are în custodie doi copii minori. În cazul în care se va dovedi vinovăția moldovencei, ea riscă o pedeapsă cu închisoare de la 4 la 7 ani. Românii, aproape de o tragedie, în Bulgaria, un autocar plin cu turiști români a fost implicat într-un accident. 11 oameni au fost răniți, 48 de români se aflau în autocar. Cei 48 de turiști români se întorceau din vacanță din Grecia. În dreptul localității bulgarești Vidin, șoferul se pare că a încercat o depășire riscantă și a derapat. 11 români au fost răniți, 10 dintre ei au fost preluați de ambulanțe și transportați la un spital din apropiere. O echipă, României la, la Sofia, echipa este în continuare prezentă la, la locul accidentului. Imediat ce toate formalitățile judiciare sunt încheiate, pasagerii români vor fi îmbarcați într-un alt autocar și vor reveni în România în cursul acestei zile. Accidentul rutier s-a produs la circa 30 de km de orașul Vidin. Din datele preliminare pe care noi le avem în acest moment și vreau să subliniez date preliminare pentru că așteptăm raportul final al poliției bulgare, se pare că este vorba despre o depășire riscantă în care s-a angajat șoferul autocarului. Cu toții au fost însă externați în scurt timp la cerere pentru a-și putea continua călătoria spre România. Compania care transporta pe români a anunțat de altfel că va trimite un alt autocar spre Previdin, astfel încât turiștii să ajungă cât mai repede acasă. Deocamdată nu se știe din ce zona țării provin turiștii a căror vacanță nu s-a terminat în cel mai fericit mod. Alertăm București în această dimineață. Un incendiu a izbucnit în zona Calea Moșilor la o clădire veche și părăsită. Oamenii care locuiesc în zona au mărturisit că noaptea clădirea a luat foc, care a luat foc este locuită de oameni străzii. Nu se cunosc cauzele reale ale izbucnirii focului, însă mai multe ambulanțe au fost trimise în cazul în care se vor găsi victime. Intervenția pompierilor a fost una foarte dificilă, deoarece locuința era foarte veche, făcută din lemn, iar în jurul casei se mai aflau și alte clădiri. Cele trei femei care au bătut în luna ianuarie un elev într-o școală din Constanța au fost condamnate. Mamele și au primit câte un an și două luni de închisoare cu suspendare și au fost și amendate. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. A trecut jumătate de ani de când un elev al școlii Dan Barbilian din Constanța era bătut fără milă de cele trei femei și acum trebuie să plătească pentru ce au făcut. Judecătoria Constanța a dispus condamnarea celor trei femei, acuzate de loviri și alte violențe și de tulburarea liniștii publice, la pedepse cu închisoarea cu suspendare de un an și două luni. De asemenea, ele au fost condamnate să plătească daune morale de câte 1200 de lei fiecare. De-a lungul procesului, femeile au tot căutat scuze și au afirmat că, de fapt, ele au mers la școală să depună o plângere la conducerea instituției împotriva elevului care le-ar fi agresat copiii. Însă lucrurile au degenerat. Femeile s-au năpustit asupra copilului de 13 ani și l-au bătut cu pumnii și picioarele. Ba, le-a căzut victimă și sora elevului care a fost și ea lovită. Decizia instanței nu este definitivă iar mama elevului spune că nu e mulțumită de pedeapsă și vrea ca cele trei să ajungă după gratii. Încă un caz de inconștiență la volan, șoferul unui autocar din Constanța s-a filmat în timp ce conducea și transporta peste 15 pasageri. Inconștienți au fost însă și călătorii, în loc să atragă atenția bărbatului că este periculos ce face, oamenii au profitat de muzică și au dat mare petrecere în autocar. Fraților, petrecere mare în autocar! În imaginile alucinante se poate observa cum șoferul autocarului este cel care dă tonul distracției în autocar. Bărbatul dă drumul la muzică și mai tare și îi îndeamnă pe pasageri să petreacă așa cum se face în restaurant. Oamenii se ridică de pe scaune și încep să danseze. Totul a fost filmat chiar de către șofer. Fără să-i pese că pune în pericol viața pasagerilor, el înregistrează live pe pagina sa de Facebook trecerea din autocar. Un moment de neatenție și totul s-ar fi putut transforma într-o mare tragedie. La sfârșit, șoferul inconștient le și mulțumește internauților care l-au urmărit. Vă pup, dragilor, vă mult în alte cazuri similare, totul s-a transformat într-o tragedie. Vă reamintim că luna trecută, 9 români și-au pierdut viața după ce șoferul unui microbuz a făcut live pe Facebook moment în care a ajuns pe contrasens și a fost lovit de un camion. Vremea este la extreme zilele acestea. Dacă în sudul țării temperaturile ajung în timpul zilei chiar și la 32 de grade, vestul a fost lovit de ploi și vijeli. O furtună de doar câteva minute a pus la pământ mai mulți copaci, iar zeci de mașini au fost avariate. Mai multe localități arată acum ca după război. O ploaie de doar câteva minute a transformat străzile din Arad în adevărate râuri. Mașinile de abia au mai putut circula. Zeci de copaci au fost puși la pământ de vântul extrem de puternic, iar mai multe autoturisme au fost zdrobite. Nu au fost singurele probleme. Pe un bulevard din centrul orașului, din cauza vântului puternic, un fir de înaltă tensiune s-a rupt, iar pe magistrala Arad-Tilișoara, circulația trenurilor a fost oprită din cauza unei cădări de tensiune. Și la Făgăraș a fost potop. Nici aici canalizarea nu a mai făcut față și mai multe străzi au fost inundate. Puhoiul a ajuns inclusiv într-o școală, la Sân o Mare Furtuna a făcut ravagii. Zeci de copaci au căzut peste mașini, iar parcurile au fost făcute una cu pământul. Vântul extrem a smuls și un acoperiș de pe un bloc, iar bucățile de tablă și lemn au făcut ravagii când au ajuns pe pământ. avut o furtună la Sfânt Nicolaul Mare, am avut și câteva pagume materiale, din păcate pentru noi, dar lucru cel mai bun este că oamenii nu au fost răniți. Și la Sibiu, ploaia și vigilia le-au dat mari bătăi de cap localnicilor și autorităților. Și aici străzile s-au transformat în adevărate lacuri, iar mașinile și-au pierdut brusc utilitatea. Unii însă au făcut haz de necaz. și a văzut moartea cu ochii în județul Galați după ce s-au prăbușit cu avionul ca prin cei doi pilotul și copilotul aeronavei nu au suferit răni grave. Accidentul aviatic a avut loc pe un câmp din zona localității Gălățene Băleni. Brusc, avionul utilitar de mici dimensiuni a început să piardă altitudine, iar pilotul a decis să încerce o aterizare forțată într-un lan de grâu. Din nefericire, în timpul aterizării, o aripă a aeronavei a lovit un camion de pe șosea și s-a răsturnat. Doar înălțimea mică la care se afla aparatul de zbor a făcut ca cei doi ocupanți avionului, pilotul și copilotul, să scape cu viață. Însă, impactul dintre aeronavă și camion a dat naștere unui incendiu care s-a extins rapid în lanul de grâu. La fața locului s-au deplasat două autospeciale speciale de stingere a incendiilor, dar și o ambulanță smurd. De asemenea, a fost chemat și elicopterul smurd. Ocupanții avionului au suferit arsuri și traumatisme, iar Șoferul camionului lovit de aparatul de zbor a fost evaluat medical, însă din fericire acesta nu a fost rănit. Pilotul avionului a fost dus la unitatea de primiri urgențe a spitalului de urgențe din Galați cu elicopterul, iar copilotul în stare mult mai bună a fost transportat la același spital cu ambulanța. Potrivit primelor concluzii ale anchetei deschise în urma accidentului, totul ar fi pornit de la o defecțiune tehnică a aparatului de zbor. Măsuri fără precedent pentru marele meeting PSD de sâmbătă aceasta, conducerea Parlamentului a decis să ofere acces gratuit protestatarilor în parcările de la Senat și Camera Deputaților. Între timp, în piața Victoriei au apărut deja primele garduri de protecție, deși mai sunt trei zile până când simpatizanții socialdemocraților se vor aduna în stradă. Semn că PSD vrea să securizeze perimetrul pentru a nu fi ocupată piața de manifestanții rezist înaintea mitingului de partid. În piața Victoriei au fost montate deja garduri de protecție și au fost create perimetrele de siguranță pentru marele meeting al PSD. Este pentru prima dată când se iau măsuri cu trei zile înaintea unei manifestații de stradă. PSD a anunțat că la București vor fi prezenți peste 300.000 de oameni. Probabil că e o măsură de precauție suplimentară pentru unii. Nu știu care era Probabil că nu era cazul, dar iată că se întâmplă. Foarte frumos, democrație, bravo! Nu cred că e bine ce au făcut acum, dar pentru protecția oamenilor, să zic așa. Se pregătesc și ei. Pentru apărarea lor, nu pentru a noastră. Trebuie să dăm dovadă față de întotdeauna de respect de bunele maniere și asta contează foarte mult pentru că noi suntem români. Marele meeting PSD se suprapune cu mai multe evenimente. Printre acestea se numără marșul comunității LGBT, marșul celor de la noua dreaptă, dar și protestele rezist. Primăria a luat măsuri speciale pentru a preîntâmpina incidentele. Având în vedere numărul mare de evenimente care au loc în data de 9 iunie în București, precum și amploarea acestora, fac un apel către toți organizatorii acestor manifestări să respecte termenele și condițiile stabilite împreună cu autoritățile publice prin protocoarele de organizare și desfășurare a adunării funcționărilor publice aprobate, astfel încât evenimentele să se desfășoare pașnic și civilizat îndeplină siguranță a cetățenilor. Nu trebuie să uităm că Bucureștiul, capitală europeană, aparține bucureștenilor care trebuie să se simtă în siguranță în orașul în care trăiesc. Tot în premieră, parcarea din Parlament va fi deschisă și pentru protestatarii de sâmbătă aceasta. Conducerea Parlamentului a decis să ofere acces gratuit în parcările de la Senat și Camera Deputaților pentru marele eveniment organizat și la care vor participa și parlamentari. Am dat aprobare pentru ca parcarea să fie folosită în ziua de sâmbătă de parlamentari. Doar de parlamentari. De parlamentari, dacă o să vină și invitații, că să știți că și invitații zi de zi care sosesc la parlament, la parlamentar, tot cu mașinile vin, tot în parcare intră, nu se schimbă nimic. Planul ar putea fi însă dat peste cap de protestatarii rezist. Aceștia au anunțat un protest prin care oamenii sunt chemați să-și parcheze și ei mașinile în parcarea clădirii. Ideea lui Liviu Dragnea de a organiza mitingul din Capitale nu are susținerea pesediștilor din tot teritoriul. Un primar PSD din Maramureș s-a revoltat față de liderul partidului și l acuză pe acesta că folosește oamenii ca pe niște animale doar pentru a-și demonstra el puterea. Prostia asta de miting. domnule, cum să faci un miting în capitala țării când tu conduci țara? Tu ai prefecță, tu ai primarii 80%, tu ai președinții de consilii de țeni tu ai prim-ministru, tu ai guvernul României, tu ai Camera Deputaților, tu ai Senatul, poți legifera, poți face legi, poți să faci dezbateri publici. Sau măr cumva să-l apere pe penalul Dragnea. Nu poți să mergi să fie alături de un condamnat penal. Primarul din Cavnic, Vladimir Petruț, susține că de la vârful PSD nimănui nu-i mai pasă de ce se întâmplă cu oamenii simpli. Pur și simplu Liviu Dragnea îi folosește ca pe niște animale care răspund la comanda stăpânului, spune edilul. Se observă și din modul în care se organizează mitingurile. Acest miting e pentru iubitorul poporului condamnatul penal Liviu Dragnea. Deci, pleacă autocarul din Maramureș și trebuie să călătrească minim 10 ore în autocar, 8 ore 10, nu știu cât timp va ajunge la București. Ajung seara la 6-7, pun oamenii în stradă 4-5 ore și înapoi îmbarcă în autocar și aduce înapoi. Deci oamenii atinge de o zi, 24 ore, nu fac baie, nu folosesc un wc nu nimic. Cum să folosești oamenii ca pe niște animale? Chiar nu se gândesc oamenii așa. Bucureștenii vor avea trei noi săli de sport de mari dimensiuni. Anunțul a fost făcut de primarul Gabriela Firea la inaugurarea unei săli similare în voluntari. Sălile vor purta numele foștilor sportivi români Nadia Cumăneci, Ilie Sase și Ion Siriac. În acest moment, pentru cele trei proiecte au fost demarate studiile de fezabilitate, așa că deocamdată nu se știe unde vor fi amplasate. primarului general a venit cu ocazia inaugurării unei săli de sport multifuncționale în orașul voluntari, sală care poartă numele Marii Campioane Gabriela Sabo. Autoritățile din București intenționează de peste patru ani să construiască o nouă sală polivalentă cu o capacitate de peste 15.000 de locuri, dar lucrările nu au început din cauza unor litigii apărute în urma licitației pentru proiectare și execuție. Instanța a anulat respectiva licitație, iar de curând, în luna aprilie, primarul Gabriela Firea a anunțat că noua sală polivalentă va fi construită în apropierea arenei naționale. Clubul Stau a împlinit astăzi 71 de ani de existență, indiferent că vorbim de aceasta care a câștigat Liga Campionilor sau de FCSB, cert este că acest club este cea mai galonată grupare sportivă din România. Steli dețin supremația la titluri la aproape toate sporturile de echipă și un număr impresionant de medalii olimpice, mondiale și europene. Șofer puși în dificultate de broaște, o invazie de broscuțe a apărut pe un drum din județul Vasui. Șoferii, dar și localnicii spun că nu au mai văzut așa ceva și se tem să nu fie un semn rău. Broscuțele au fost aduse de furtună dintr-un lac, povestesc localnicii. Șoferii încearcă pe cât posibil să le evite. Unii trec în viteză, alții se opresc să le filmeze. Nu realizam ce se întâmplă, păreau a fi frunze, pietre, însă totul se mișca. Era practic ca un covor viu, spune unul dintre șoferi. Localnicii sunt însă îngroziți, oamenii se tem că micile animale le-ar putea intra în case și cer autorităților să ia măsuri. Acestea par însă depășite de situație pentru că nu știu cum să combată fenomenul unic. Dulcele de dăbule, în celebrul pepene din zona Multeniei ar putea merge la export în Suedia. Marile magazine din străinătate sunt interesate să încheie contracte cu fermierii din zonă și să ducă marfa noastră la export. Oamenii susțin că sunt pregătiți să ducă marfa atât în țară, cât și în străinătate. Pepene de bune. Cum e la gust? E foarte dulce, chiar foarte dulce. Fermierii sunt pregătiți să ducă marfa la export, iar anul acesta se laudă cu un an bun și o producție pe măsură. La un hectar de teren recoltă este undeva la 80 de tone, iar astfel pot onora toate comenzile atât din țară cât și din străinătate. Deja marile magazine din Suedia sunt interesate să încheie contracte cu fermierii din Dăbuleni. Dacă îndeplinesc condițiile cerute, celebrul pepere din zona Olteniei va deveni faimos și printre străini. Declarăm început sezonul la Dăbuleni. recolta început de vreo 3-4 zile. Pepenii vor ajunge în țară pe toate piețele. Am înțeles că este o ofertă uh, din Suedia. Dulcele de Dăbuleni, celebrul pepene din zona Olteniei, a ieșit anul acesta cu 10 zile mai devreme pe piață. Însă fermierii susțin că prețul este destul de mic. Din Dăbuleni pleacă kilogramul cu 1,5 lei, iar în piețe ajunge să se vândă și cu 3 lei. Foarte copt. Dulce? Dulce. Păi sunt pepeni românezi, ai nu știu ce să gustați. Agricultorii susțin că cel mai bine marfa se vinde la export. Anul trecut aceștia au reușit să o comercializeze în Polonia. Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de la Roland Garros, jucătoarea noastră a trecut de favorita numărul 12 a turneului, Angelique Kerber. Halep s-a impus după ce a pierdut primul set al partidei. Din nou în direct, continuăm jurnalul cu informații externe. Cifre tot mai negre din Guatemala, bilanțul erupției vulcanului Fuego continuă să crească, iar numărul morților a ajuns la 99, dintre care foarte mulți copii. Alți 46 de oameni au fost răniți și 200 au fost dazi dispăruți, în timp ce operațiunile de salvare sunt îngreunate din cauza lavei și a fumului și există mereu posibilitatea unei noi erupții. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Drama continuă în Guatemala. Căutările persoanelor dispărute în jurul vulcanului sunt îngreunate de noi explozii și scurgeri de lavă. Activitatea vulcanului continuă și posibilitatea scurgerii de cenușă, noroi, apă și bolovani în cinci în următoarele ore sau zile nu este exclusă. Astfel, echipele de intervenție, dar și voluntarii au primit recomandări să nu se avânte în zona afectată. Ploile care au căzut în ultimele zile fac posibilă producerea unei noi tragedii în orice moment. Riscul alunecărilor de teren este extrem de ridicat, astfel că echipajele de salvare și militarii chemați să asiste la operațiuni trebuie să rămână precauți. totul după ce duminică proiecțiile spectaculoase de lavă și cenușă din vârful craterului acestui colos de 3.763 de metri înălțime și aflat la 35 de km distanță de capitala Guatemalei a adus apocalipsa în micile așezări rurale situate pe versanții vulcanului. Peste 12.000 de oameni au fost forțați să evacueze în urma celei mai mari erupții a vulcanului Fuego în ultimii 40 de ani, iar alți 1,7 milioane de guatemalezi au fost afectați în diferite grade. Noi probleme pentru diplomații americani, Statele Unite au retras mai mulți oficiali din China după ce ei au prezentat simptome similare cu cele confirmate de stafful diplomatic din Cuba, ceea ce a crescut îngrijorările că aceștia ar putea fi afectați de un atac sonic. Departamentul de Stat al Statelor Unite a transmis că mai mulți angajați ai guvernului care lucrau în orașul chinez Guangzhou au fost trimiși înapoi în țară pentru a le fi evaluată starea de sănătate. Inițial a fost trimisă o echipă medicală în China, după ce un angajat s-a îmbolnăvit în urmă cu o lună și ar fi suferit un traumatism minor la creier. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat american a subliniat că există posibilitatea ca o țară rivală SUA să fi dezvoltat un dispozitiv acustic sau cu microunde, iar diplomații să fie afectați de atacuri sonice. Siguranța și securitatea personalului american și ale familiilor lor sunt principala noastră prioritate. Drept consecință a analizelor de până acum, departamentul a trimis mai multe persoane pentru a-și evalua simptomele în Statele Unite. Experții medicali vor continua să realizeze evaluări pentru a determina cauza simptomelor raportate și dacă aceste simptome sunt similare cu cele găsite în cazul personalului guvernamental afectat în trecut sau sunt două cazuri fără nicio legătură. Secretarul de stat Mike Pompeo a declarat că angajatul consulatului din Guangzhou a avut simptome foarte similare cu cele ale americanilor din Havana. Astfel de sunete au auzit timp de mai multe zile oficiale americani din Cuba și au provocat probleme de sănătate majore unora dintre ei. În total, în 2017, 24 de diplomați americani și familiile lor din Cuba au fost victimele unor atacuri misterioase care i-au lăsat cu răni similare unor traume pe creier. Clipe de panică în Londra, un hotel de 5 stele din capitala Marii Britanii a luat foc. Peste 100 de pompieri au intervenit pentru a stinge flăcările uriașe. Printre cei cazați în acest hotel se afla și artistul Robbie Williams, care a fugit din cala flăcărilor alături de alte sute de oameni. Sute de oameni au fost evacuați după ce hotelul Mandarin Oriental a fost cuprins de flăcări. Coloanele de fum puteau fi observate de la mai mulți kilometri distanță. Construcția este situată într-una dintre cele mai selecte zone din Londra. Printre cei cazați la Mandarin se afla și celebrul Robbie Williams. Artistul a fost filmat în timp ce evacua incinta hotelului, aflându-se printre sutele de locatari care părăseau luxoasa clădire. Circulația rutieră pe drumurile din zona a fost oprită, iar transportul feroviar a fost și el dat peste cap. Hotelul Mandarin Oriental are 198 de camere și apartamente. De-a lungul timpului acesta a fost folosit inclusiv de familia regală britanică. O cameră în acest hotel costă 600 de lire sterline, în timp ce un apartament poate ajunge la 6000 de lire sterline pe noapte. Recent, construcția veche de 115 ani a trecut printr-un amplu proces de restaurare. Masive antiguvernamentale continuă în Iordania, zeci de mii de oameni au ieșit din nou pe străzile capitalei Amman, nemulțumiți că singura măsură luată de la precedenta manifestație a fost demiterea guvernului. După o zi plină de greve în care sindicaliștii au manifestat împotriva programelor de austeritate și a noi reforme fiscale, oamenii au preferat să rămână pe străzi, iar muncitorilor li s-au alăturat mii de studenți și pensionari nemulțumiți de sistemul politic și economic văzut ca fiind corupt și elitist

Aceste proteste vin după ce, în weekend, alte câteva zeci de mii de protestatari i-au cerut demisia premierului și o altă reformă fiscală. Regele Abdullah al Iordaniei l-a înlocuit pe prim-ministrul țării, dar măsura a fost considerată ca fiind insuficientă. The only thing that's happened is the government's been dismissed. This is only 10% of our demands. We still have many more that have not been fulfilled. Even if the new government comes in, it means nothing. We will stay on the streets until all our demands are met. Regele Iordanii l-a numit pe Omar Razaz în calitate de nou premier și i-a atribuit acestuia misiunea dificilă de a calma protestele. Principala nemulțumire o reprezintă reforma fiscală, care după spusele protestatarilor, ar urma să mărească taxele și impozitele asupra săracilor și clasei de mijloc. Reuniune emoționantă în Statele Unite, o fetiță de șase ani și-a recuperat ursulețul de pluș preferat după ce acesta a fost pierdut în timpul unui zbor. Bucuria a fost cu atât mai mare cu cât ursulețul avea asupra sa un mesaj de la tatăl plecat în misiune cu Garda Națională în Kosovo. După ce Paisley a pierdut o pe Lucy în timpul unei călătorii de la Pennsylvania în Rhode Island, mama sa a încercat cu disperare să găsească ursulețul mult iubit al fetei sale cu ajutorul rețelelor de socializare. O mobilizare generală a oamenilor din mediul online a făcut ca animalul de pluș să fie descoperit de o stewardesă pe aeroportul din Warwick, Rhode Island. Lucy

Lucy nu este un simplu ursuleț de pluș pentru această fetiță de șase ani pe nume Paisley. Atunci când o strânge pe Lucy, Paisley aude vocea tatălui ei, care a înregistrat un mesaj cu totul deosebit pentru ca fetița să-i suporte mai ușor absența. Paisley. I love you. I miss you. Acum Paisley poate din nou să zâmbească larg și să adormă fără lacrimi. Vestea regăsirii ursulețului a ajuns și la tatăl fetiței care își poate duce la bun sfârșit misiunea din Kosovo cu inima împăcată și fără griji pentru situația de acasă. Întâlnirea de succes la Casa Albă, insistențele și vizita lui Kim Kardashian l-au făcut pe președintele american Donald Trump să ia atitudine într-un caz în care o femeie de 63 de ani era condamnată pe viață pentru trafic de droguri și a decis să o grațieze. A fost bucurie nemărginită pentru Alice Mary Johnson, care a simțit gustul libertății după mai bine de două decenii. După ieșirea din penitenciarul din Alabama, femeia a fost condusă cu o mașină la familie și prieteni. Femeia a fost văzută în timp ce alerga cu mult entuziasm către rude, care au așteptat-o cu buchete de flori. După ce s-a mai calmat, a transmis mulțumit președintelui Donald Trump, căruia i-a promis că nu va recidiva și că va deveni un cetățean model that you gave me this second chance in life, and I will not disappoint the American public of the world who has so much faith in me. All I can say is thank you, President Trump. And, and I love you, President Trump. Thank you. Eliberarea acordată de Trump survine la o săptămână după vizita la Casa Albă a lui Kim Kardashian, care i-a cerut președintelui american să-i ofere deținutei o a doua șansă. Atunci, vizita lui Kim a fost criticată de gurile rele care îl acuzau pe Trump că a transformat reședința prezidențială într-un platou de filmare pentru un reality show, prin discuția cu soția lui Kanye West. Implicat într-un caz de trafic de cocaină, Johnson a fost condamnată în 1996 la închisoare pe viață în conformitate cu o legislație foarte represivă cu pedepse grele pentru astfel de infracțiuni. Președintele Statelor Unite ale Americii poate fie să anuleze o condamnare decisă de justiția federală, fie să reducă pedepsa unui deținut. Astfel, Trump pare să-i calce pe urme predecesorului său, Barack Obama, care a comutat pedepsa cu închisoarea pentru sute de persoane condamnate în majoritate în cazuri de droguri. Noi probleme pentru familia celui mai mare traficant de droguri Pablo Escobar, văduva și fiul lui Escobar riscă să ajungă după gratii. Ei sunt acuzați că au spălat milioane de dolari pentru un traficant de droguri din Argentina, prin intermediul unor cafenele și cluburi de noapte. Nu putem o zi de altă parte. Droguri din Argentina prin intermediul unor cafenele și cluburi de noapte. În schimbul spălării banilor aceștia primeau un procent din sumă, undeva între 3,5 și 5%. Familia lui Pablo Escobar a avut o avere estimată la 30 de miliarde de dolari, chiar înainte de moartea celebrului traficant de droguri. După moartea acestuia, familia a fost nevoită să renunțe la toate proprietățile, dar și la averea uriașă deținută în tot felul de depozite și ascunzători. Majoritatea banilor lui Escobar au fost cheie însă familia nu a putut să păstreze niciun dolar din imensa avere. Eu sunt Pablo Emilio Escobar Gaviria. Scandalul ojos de, la República de Colombia. Scandal și înainte de Cupa Mondială, nouă fotbaliști din Naționala Mexicului au luat parte la o orgie de 24 de ore cu 30 de prostituate înainte de plecarea spre Rusia. Imaginile de zmațuri au fost surprinse în Ciudad de Mexico, unde paparații au filmat cel puțin 30 de femei și mai mulți bărbați, printre care și 9 fotbaliști din Naționala Mexicului. Petrecerea de 24 de ore a început chiar după meciul amical de sâmbătă, câștigat de la niciun antrenament și se aflau în timpul liber. Niciunul dintre cei implicați nu a lipsit de la antrenamente. O zi liberă este până la urmă o zi liberă, în care poți face ce vrei. Astea sunt riscurile pe care ni le asumăm cu libertatea. Printre participanții la petrecere. Atât pentru moment la știri de la FISM, întâlnesc cu Laurentiu Bortin. Vă mulțumesc pentru atenție. O zi minunată!